Municipiul Drobeta Turnu Severin a fost astăzi împânzit de anchetatori încă de la orele dimineții. Este vorba despre peste 100 de percheziții ale DGA și DICOT în mai multe județe, la locuințele membrilor unei grupări specializate în contrabandă cu țigări, la sedii de firmă, dar și la sediul poliției de frontieră din Mehedinți. Anchetarii viza inclusiv persoane din conducerea instituției. Printre cei vizați s-ar afla și șeful poliției de frontieră, comisar șef Sorinel Coman, la al cărui domiciliu s-au desfășurat deja descinderi. Astăzi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Direcției Generale Anticorupție au efectuat un număr de 167 de percheziții domiciliare pe raza județelor Mehedinți, Timiș, Cluj și Dolj, într-o cauză vizând destructurarea unor grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, complicitate la contrabandă, trafic de droguri, compromiterea intereselor justiției și luare de mită în variantă agravantă în formă continuată. Printre cei vizați s-ar afla și șeful Poliției de Frontieră, comisar șef Sorinel Coman, la al cărui domiciliu s-au desfășurat deja descinderi. Membrii grupării acționau din dispoziția liderului pe linia preluării, transportului, depozitării, deținerii și comercializării de țigarete provenite din contrabandă, după caz fiecare în raport cu rolul stabilit în cadrul grupării. În cauză s-a reținut faptul că începând cu anul 2019 pe raza județului Mehedinți și-a desfășurat activitatea un grup infracțional organizat, specializat în preluarea, transportul, depozitarea și comercializarea de țigarete provenite din contrabandă, introduse ilegal pe teritoriul României, prin sustragerea de la controlul vamal din Serbia, Ucraina și Republica Moldova.